Suntem niște oameni politici, avem pretenții să fim oameni de stat. Și în această perspectivă dorim să avem discuții în coaliție, nu de poziționări sau de ambiții. Noi vorbim aici de Guvernul României. Nu vorbim de guvernul unei coaliții, a unei alianțe. Am văzut ce s-a întâmplat când a fost o construcție a unui guvern de dreapta care confunda guvernul de coaliție cu Guvernul României. Și cred că cu toții, atât eu, domnul Nicolae Ciucă și colegii noștri din PSD și PNL și din UDMR, ne dorim un guvern eficient. Atunci e normal să avem niște discuții punctuale și despre o evaluare a miniștrilor și performanțele unor miniștri, unde lucrurile au mers în direcția corectă și așteptată și unde nu au funcționat. În această zonă am încercat de fiecare dată și am văzut că și domnul prim-ministru să ducem discuția. Nu că rupem un protocol, nu că PSD-ul nu cedează nu știu ce ministere. Sunt ferm convins că și eu și colegii mei și domnul prim-ministru Nicolae Ciucă și colegii domniei sale ne dorim un guvern bun a României, nu un guvern PSD, PNL, UDMR. Dar există o linie roșie, să spunem așa, peste care PSD nu poate trece sau mai exact la ce ministere nu poate renunța? Finanțe, transporturi? Am o singură linie roșie. Se numește prostia. Și cred că aceea linie roșie o are și PNL-ul. Bună seara, doamnelor, domnilor, și bine v-am regăsit la 60 de minute. Sunt Mariana Zberianu. Un scurt fragment din declarația pe care a făcut-o în urmă cu puțin timp președintele socialdemocraților Marcel Ciolacu la finalul Consiliului Politic Național, care a avut loc la Sinaia astăzi. S-au reunit socialdemocrații în acest weekend la munte pentru a pune țara la cale, ca să zic așa. S-a întâmplat lucrul ăsta și la București, pentru că și liberalii au avut ședința lor, care sunt concluziile biroului de acolo. O să vedem mai târziu în emisiunea 60 de minute din această seară. Dați-mi voie să vă prezint deja invitații mei, alături de care evident analizăm declarațiile importante, nu, ale liderilor politici. În platou alături de mine Sarmiza Andronic, analist politic. Sarmiza, bună seara, bună seara, mulțumesc pentru că ești alături de noi. Cristian Andrei, sociolog, consultant politic. Bună seara, Cristian, mulțumesc pentru că ești alături de noi. Sorin Dragne, de asemenea, președinte FSLI Sector 1. Bună seara, Sorin, mulțumesc pentru că ești alături de noi. Mulțumesc și eu pentru invitație. Să vă întreb direct, ce a vrut să spună Marcel Ciolacu cu ultima frază? O să luăm declarațiile importante și o să le analizăm în detaliu. Linia asta roșie, ce e cu prostia și dintr-o parte și din alta? Sarmiza Andronic, știu, te uiți înspre Sorin, înspre Cristian, dar o să mă opresc la tine. Dar nu știu ce a vrut să spună Marcel Ciolacu, sincer, am auzit și eu declarația asta, nu pot să definesc prostia în mintea domnului Ciolacu, pentru că vorbim despre niște oameni de stat, așa a început acest discurs. Pentru că dacă ne întreb pe noi, noi avem niște definiții și am senzația că acești oameni de stat au alte definiții. Nu știu să-ți explic. Ceea ce pot să-ți spun este că, deși se vorbește foarte mult despre această rocadă, amândouă partidele au picat de acord că ea se va întâmpla, că vom avea un premier de la Partidul Social Democrat, cel mai probabil Marcel Ciolacu, dar dacă insistăm foarte mult și noi analiștii și noi jurnaliștii pe condiții și pe ce o să se întâmple în mai, eu sunt absolut convinsă că vorbim degeaba, pentru că nici ei nu știu în acest moment ce au de negociat. Sunt încă în faza aceea de tatonare, sau cel puțin eu asta am înțeles din declarația domnului Ciolacu, că și-au făcut așa un fel de analiză, de raport, fiecare și-a făcut un plan pentru viitor. Bănuiesc că până în mai, nu? Adică hai să vedem ce mai bifăm până în mai. Deci concluzia mea este una singură, că da, această rocadă se va întâmpla și nu se știu încă toate condițiile. Și să știi că, în general, ca și la moțiunile de cenzură sau moțiunile simple,
până în ultimul moment se negociază, până în ultimul moment, mai ales că avem de-a face, e adevărat, cu două, trei partide, pentru că înțeleg că asta este marea noutate de astăzi, că s-au pus în discuție și ministerele UDMR-ului, ceea ce până acum nu a fost, nu știu cum ce conține protocolul, nu știu dacă ministerele de la... Teoretic, UDMR-ul nu face parte din acel protocol. Iată, deci, aceasta e o noutate. Asta este marea știre, dacă se ia în calcul și se iau în calcul și ministerele de la UDMR. Dar, crede-mă, negocierile se duc până în ultimul moment. În momentul în care vor intra în ședință, încă nu au stabilite toate cele, ca să zic așa. Dar dacă s-a stabilit, Cristian Andrei, un protocol la un moment dat pe care cu care au fost de acord, da, cele două mari partide, faptul că acum vin și rediscută acel protocol și rediscută o parte dintre ministere, pentru că, da, se vorbește foarte mult despre ministerele cu bani care ar trebui să rămână la PSD, PNL-ul ar vrea și el, anumite ministere râvnește la ele, se vorbește și despre remaniere, o să ajungem și acolo. Cumva nu ți-ai dat un cuvânt la un moment dat, sau când e vorba de politicieni, nu mai contează lucrul ăsta. Poți să, cum spune Sarmiza, să negociezi până în pânzele albe și faci în așa fel încât să îți fie bine ție, sau cum? Cred că sunt trei planuri. Unul, de unde au plecat coaliția, unde suntem azi și unde o să ajungă la alegeri. Și cred că cel mai important în momentul ăsta, ca să înțelegem de unde apare această diferență de opinie, este că sunt două stiluri total diferite. Domnul Ciucă nu vorbește aproape deloc despre politică, nu vorbește politic, în timp ce domnul Ciucă este la pol opus și vorbește în permanență despre politică. E aproape un fel de telenovela coaliției. În fiecare zi, în fiecare săptămână, mai găsește ceva. Nu zic că e bine sau rău. Pur și simplu asta se întâmplă. Domnul Ciucă tot timpul are teme, tot timpul găsește un subiect de discuție cu liberalii. Nu știm dacă toate subiectele chiar se și discută în interior, pentru că uneori nu primește răspuns acestor teme. Deci sunt două stiluri diferite. De ce? Pentru că domnul Ciolacu a plecat la drum pe ideea, noi trebuie să explic acestui partid de ce am intrat cu liberalii la putere, cu care ne înjurăm de 30 de ani, și trebuie să le spun în permanență să nu uite chestia asta. Și în partea cealaltă avem domnul Ciucă, care vrea să-și confirme acest profil, acest tip de politician, non-politician, de lider care guvernează, dar nu face politică. E, și de aici apare o diferență foarte mare de potențial. Pentru că unul se comportă într-un fel, altul într-un fel, în public, și noi tot timpul urmărim să vedem de ce apare sau până unde merge acest dialog. Mai departe, există planul alegerilor, unde domnul Ciolacu a început să introducă niște teme. Coaliție de alianță electorală de sus până jos, ce facem cu primarii, mă rog, tot felul de subiecte de genul ăsta care abundă în ultimele două săptămâni și care cumva forțează PNL-ul să intre în această discuție, repet. Dar nu cred că se vor coace din nou aceste subiecte prea devreme, pentru că suntem foarte departe pentru public, pentru România în general, de alegeri. Și de aceea rămâne doar acest plan imediat în care mai mult e așa un fel de competiție de declarații mai mult. Într-adevăr, e și planul acesta al negocierii, dar nu cred că negocierile vor fi la vedere. Adică negocierile nu se fac la vedere, știți? De unde am plecat această motivație, explicația a ceea ce este coaliția, unde mergem spre alegeri și acest moment cumva tulbure la 4 sau aproape 5 luni distanță de această rotativă, rocadă, spuneți-i cum vreți, care încă nu se întrevede. Adică eu cred că va avea loc și va fi mai puțin pasională decât ni se pare astăzi. Adică va fi o chestie care va trece destul de... Adică finalul ușor. Telenovelei nu va fi nici pe departe unul apoteotic, așa cum ne imaginăm. Nu, cred că tensiunile vor fi mai degrabă în a doua parte a anului, când începe cu adevărat să se simtă fiorul electoral, când încep să se uite cei din teritoriu la bază pe sondaje să vadă dacă într-adevăr există liderul ăla care poate să tragă în alegeri, dacă într-adevăr deal-ul sau înțelegerea cu PNL sau cu PSD, depinde de ce parte ești, chiar funcționează și le va aduce guvernare și așa mai departe. Deci... Doar o singură frază. Eu, spre deosebire de Cristian Andrei, cred că aceste negocieri au început, însă nu între cele două partide. Cred că negociază membrii între ei. Nu știu dacă înțelegi. În interiorul partidelor există acum tensiuni. Nu neapărat între PSD cu PNL, pentru că Cristian Andrei a remarcat foarte bine chestiunea asta cu politicul și cu non-politicul la Nicolae Ciucă. Dar în interiorul partidelor aceste discuții există. Pentru că ei în interior discută despre rocadă și atunci ce dăm și ce luăm. Cu ce merge mai departe Marcel Ciolacu pentru a avea succes? Nu poate merge cu orice ministere la pachet care să fie ale PSD-ului. Și atunci știm foarte bine că în interiorul partidelor există astfel de discuții. Și negocierile și acolo sunt. Cine, ce ministeria,
cine renunță, pentru că dacă PSD-ul, orice partid, nu PSD-ul, dar orice partid are un nume pentru un minister, negociază în interiorul partidului dacă acel nume renunță sau nu renunță. Evident, și oricum negocierile astea, chiar dacă se poartă în spatele ușilor închise, niște mesaje sunt date cu mult timp înainte, pentru că vedem deja pe unele ministere, dar nu poți să te întreb altceva înainte de toate, ci linia asta roșie, pentru că am simțit cum ai zâmbit în momentul în care l-ai ascultat pe președintele PSD-ului Marcel Ciolacu. E și despre mesajele pe care le dau tot felul de lideri, pentru că, uite, pomenea ceva mai devreme Salmiza, Cristian Andrei, dacă e să ne uităm și în teritoriu, pentru că da, au fost tot felul de reacții și din teritoriu și nemulțumiri. Este o emisiune serioasă și niciodată n-am început mai cu zâmbetul pe buze o emisiune serioasă, și asta pentru că e pentru prima oară când aud. Nu știu dacă voi ați auzit declarația domnului Ciolacu înainte de această emisiune. Am stat și m-am gândit și îți mulțumesc că mi-ai dat cuvântul abia cel al treilea, pentru că am stat să mă gândesc, domne, care e linia roșie și ce legătură are prostia cu linia roșie. Și n-am decât o analiză până acum. Nu cred că există, nici la nivelul de la care vorbește domnul Ciolacu, prostie fără proști. Cine-s proști? Adică vorbim de proștii din jurul lor, vorbim de proștii din fața lor, vorbim de proștii care se vor duce la alegeri, sau vorbim de proștii pe care trebuie să-i cărăm după noi până dincolo de alegeri? Dacă mi-amintesc bine, cred că făcea referire pentru toată lumea. Domnule, remarca, da? Dar nici domnul Ciolacu nu știe, pentru că dacă ar fi știut, n-ar fi dat-o. Nu știu cine i-a infiltrat gândul ăsta zilele acestea, poate chiar astăzi, și eu fi scăpat în fața cameră de la vedere. Vorba, nu știu, de linia roșie. Nu, nu, cred că de prostie. Nu linia roșie, asta. Eu cred că de prostie s-a vorbit mult. Adică ai grijă, domnul Ciolacu, așa cum vorbeam un pic Sarmiza mai deși, să traduc eu mai din română în română, dacă îmi permit. Rog. Ai grijă ce iei și ce nu iei, să nu rămânem de proști. Pentru că este foarte important cu ce se vor duce partidele către pragul electoral, către turul de scrutin. Nu sunt importante doar ministerele pe care le iei, ci sunt importante și ministerele de care trebuie să scapi, să nu te prindă alegerile cu ele în portofoliu. Pentru că alea se vor deconta. Și acum, cred că la asta se referă, pentru că eu altă traducere n-am. Dacă e să lucrăm cu materialul clientului. Și ne mai spune domnul Ciolacu astăzi că până acum n-au discutat și că nu s-au înțeles. Dar nu s-au înțeles pentru că, așa cum spunea Sarmiza Androni, nu s-au înțeles între ei. Și atenție, n-ar fi pentru prima oară când un președinte de la PSD plătește cu funcția, pentru că cei de de-a stânga și de-a dreapta președintelui nu sunt mulțumiți. Acum și depinde. Rotativa asta să nu constatăm că nu e pentru domnul Ciolacu și că s-ar putea să fie pentru altcineva din Partidul Social Democrat, dacă cineva pică de prost la negocieri. Că evident nu la electorat se referea. Nu, păi despre asta vorbim. Cine preia guvernarea? Depinde ce ministere au aceste partide. De asta vorbim despre cine ia cartoful fierbinte. Dacă e să ne uităm la declarațiile care vin dinspre liberali, ei bine, liberalii, cred că cam la unison, vor să păstreze actualul protocol. Teoretic, lucrurile sunt foarte clare. Vă promiteam ceva mai devreme, însă că vom vedea și declarația premierului Nicolae Ciucă. O vedem și o comentăm apoi. În acest moment există un protocol agreat cu toți membrii coaliției. În continuare vom asigura că prevederile protocolului sunt respectate, că are loc rocada, așa cum am menționat, iar componenta aceasta de a renegocia ministere și de a analiza orice alte posibilități de schimbare în interiorul coaliției, nu am discutat-o, nu am agreat-o și ne menținem elementele pe care le-am aprobat atunci când am constituit coaliția. Este o abordare, este un contract pe care l-am semnat cu toții, atunci să ne ținem de contract. Dar să intrăm în aceste discuții și în aceste dezbateri care consumă timp cu 4 luni înainte ca rocada efectiv să se producă, din punctul meu de vedere, este nefolositoră. Deci vreau să vă întreb dacă dumneavoastră aveți încredere în Social Democrat.
Încrederea se clădește în timp, încrederea se clădește prin respect reciproc. Atât timp cât am respectat tot ce ne-am asumat, cred că este momentul în care să recunoaștem că există și o doză de încredere între noi, indiferent de contextul și de discuțiile care au loc de o parte și de alta. Într-un an și un pic, nu, e nevoie de timp pentru a clădi încrederea. Cam de cât timp să ai nevoie, nu știu, ca să ai încredere în partenerul tău de coaliție? Toate înțelegerile trebuie respectate. Și asta a spus, e adevărat. E un fel de văzând și făcând aproape. Și cred că ăsta era mesajul mai degrabă, nu neapărat că ar fi fost ceva de neînțeles, dar cred că asta convingător? Convingător, Nicolae Ciucă? Păi, e mai important ce fac după ce se duc la guvern și iau decizii, nu neapărat aceste discuții. Cred că e lecția sau pe după care... ce se întâlnesc ambele părți, pentru că au discutat separat care, în lecția pe care am învățat-o anul trecut este că sunt multe declarații la televizor, din nou, disproporționate într-o anumită parte, pe care se întâmplă niște lucruri negociate, discutate și așa mai departe. Deci cam asta este, cred că din punctul ăsta de vedere e autentic ce a spus premierul, ce facem, aia e. Dacă se strigă căruța pe drum, atunci înseamnă că nu mai e. E un fel de... Atunci înseamnă că n-am făcut ce trebuie. Da, însă din nou revin la chestiunea cu de unde a plecat. Pentru liberali, așa cum pentru PSD este important să dovedească tot timpul că ei sunt diferiți de liberali, la fel pentru PNL, gândiți-vă cât de greu le-a fost să intre acum un an și ceva în coaliție. Este foarte important ca acest contract să se respecte. Pentru că, din punctul lor de vedere, au făcut un compromis. Pentru ei, pentru a-și putea justifica mai departe această înțelegere, să dea atenție premierul pe care l-au câștigat în alegeri, pe care l-au câștigat întâi printr-o moțiune de cenzură, iar apoi prin alegeri, să-l dea social-democrației, este foarte mult. Și ei, ca să accepte chestiunea asta, au pus o serie de condiții. Un schimb de miniștri, niște ministere importante care să vină la ei. Repet, este echivalentul cererilor care vin din partea cererilor care vin dinspre PSD pentru alte ministere și mai departe. Ei au nevoie ca acest contract să se respecte, pentru că altfel acea încredere probabil pentru ei nu mai există. Se vorbește foarte mult de încredere între cei doi parteneri. Uneori pare scos din ecuație UDMR-ul, cel puțin dacă ne uităm la declarațiile din spațiul public. Dar, pe de altă parte, din ședința liberalilor am văzut pe surse informații care au vorbit despre, cum să spunem, toxicitatea celor de la PSD. Apropo de discuțiile pe care le vedem în spațiul liber și discuțiile pe care le poartă ei în spatele ușilor închise. Ce ne spune asta despre... În primul rând, am voie să-l întreb pe Cristian Andrei următorul lucru. Nu ți s-a părut că domnul Nicolae Ciucă a avut un discurs de politician la România? Pentru că mie așa mi s-a părut, că a avut o declarație politică, dublez întrebarea. Da, e și din partea mea. Și chiar dacă facem un dialog în sensul ăsta, mie mi se pare că declarația, apropo de nepolitică, mie mi se pare că domnul Ciucă are niște discuții și preferă să discute foarte sumar, da, cu presa. Exact așa, adică face. Să preferă tocmai să închidă, da, discuțiile, da, publice, și cred că a și zis-o, pentru a nu le amplifica. Că cine știe ce mai spune? Nu, amplificând, dacă gândiți-vă ce s-ar întâmpla să răspundă PNL la fiecare chestie de genul ăsta, am ajunge foarte repede de unde am plecat acum un an și ceva. O să-ți probabil răspund la chestia cu încrederea. Te rog. Și o să-ți dau un exemplu. Acum... anul trecut, cândva, am asistat la un eveniment al Partidului Național Liberal și ăla a fost momentul în care eu mi-am schimbat foarte tare părerea despre Nicolae Ciucă. Și o să spun de ce. Pentru că a avut la un moment dat, urcându-se pe scenă, era un eveniment al Partidului Național Liberal, repet, s-a urcat pe scenă, a avut un discurs pe care l-a citit extrem de rigid și încă nu știa bine, avea emoții în sfârșit. Au apărut niște alți vorbitori care au criticat foarte tare Partidul Național Liberal pentru această coaliție și vreau să spun că Nicolae Ciucă, nu știu dacă furios sau nu, dar a simțit nevoia să aibă un al doilea discurs pe scenă, după ce toată lumea a vorbit, și să ia cumva, nu să ia apărarea PSD-ului, cred că e un pic prea mult, dar a fost ceva de genul, ne-am înhămat la, repet, nu e asta, asta era concluzia, ne-am înhămat la chestia asta, haideți să mergem înainte și să nu ne lovim unii pe alții, că nu e elegant. Știi? Cam asta era. Măi, și în momentul ăla mi-am dat seama că omul joacă atât cât se poate de corect. În fața unor liberali aviz după sânge, știi, ciuma roșie, s-a folosit acest termen, de ce am făcut asta, o să pierdem în alegeri, au fost oameni din exterior care au spus asta. Ei, uite, Nicolae Ciucă
a venit și a planat toată chestia asta și a avut un discurs foarte calm, foarte ferm și foarte dur deopotrivă. Nu știu cum să-ți explic. Adică și echilibrat. Ei, eu cred, continuând ceea ce a spus Cristian Andrei, că el face lucrul ăsta, da? Pentru că el nu este conflictual. Nici Marcel Ciolacu nu este conflictual, dar Nicolae Ciucă, nu știu dacă de teamă sau din prea multă înțelepciune, are acest stil și l-a avut un an de zile pe care și l-a manifestat din plin. Deci asta cu încrederea... Există o chestie în la brandurile politice și spun foarte sumar, ideea asta de carismă la lideri politici. Evident. Dar există la fel și noțiunea de anticarismă. Sunt oameni care au carismă prin anticarismă. Domnul Ciucă nu spun că reușește, dar cam asta încearcă acolo să facă. Acolo ar putea fi... Încearcă să fie exact invers. Încearcă să fie pianul care nu scoate niciun sunet. Adică cânti la el, dar nu auzi ceva. Și să transmită strident mesajele așa ca la poker, ca știi să nu schimbi, da. Să nu schițezi. Absolut. Face, da. Hai să spunem că e farmecul lui, dacă tot. Cu ghilimele, de rigoare. Da. Formația profesională a domnului Ciucă nici nu-i dă voie să aibă o altă atitudine față de camarazii de tranșee sau de metereze, cum vrem să-i numim. Dar tu știi că s-a întâmplat asta. Categoric, da. Dar în fața electoratului liberal nu putea să transmită acum că am o încredere deșanțată în Partidul Social Democrat, când ei în teritoriu știu câte scaune de sub fund le trag PSD-iști în această perioadă. Nici nu știu dacă o fac pentru că merită lucrul acesta sau nu. Păi nu, dar se întâmplă și la București lucrul ăsta. Categorii, să ne uităm un exemplu concret la Ministerul Energiei, adică unul dintre ele, la Ministerul de Interne. Nu că și-au tras scaunul de... dar... Na. Nici nu cred că se mai așteaptă rotativa. Am văzut atacurile din spațiul public. Asta adică rotativa e o chestie ancorat așa doar în timp. Exact. Da? Dar în spațiu nici pe departe. Adică dacă putem să luăm acum funcția asta, ce? Rotativa nici rotundă o să constatăm că nu va fi... Va fi în mai, după ce vor înflori Salcâmul, Liliacu și așa mai departe. Dar cred că încă o dovadă în această seară că actul acesta de guvernare și protocolul nu este despre români și pentru români. Pentru că dacă ar fi fost despre electorat, despre acest popor, toate mesajele care ar fi trebuit să vină în seara aceasta ar fi trebuit să fie de genul: dacă lucrurile merg bine, nu prea avem multe de schimbat. Protocolul acesta îl vom schimba din mers, acolo unde este nevoie să schimbăm. E, uite, un astfel de mesaj, dacă mi-amintesc eu bine, și să mă corectați cumva dacă greșesc, cred că a venit de la domnul Paul Stănescu acum ceva timp, vreo săptămână, o săptămână și ceva, un comunicat de presă, în care a spus, aproximativ, citesc din memorie, ceva de genul ăsta, că dacă lucrurile funcționează pe anumite ministere, nu ar trebui să schimbăm. Interesant este că liberalii au interpretat cum au vrut ei acest lucru, pentru că, de fapt... Și cum l-au înțeles. Probabil exact, că de aia vorbea domnul, de linia aia roșie, domnul Ciolacu. Știți ce se întâmplă? Dacă actualul guvern ar fi condus destinele armatei române la războiul de independență, nu cred că la un moment dat s-ar fi așezat la masă, ar fi citit protocol și spune: tu de mâine nu te mai bați la Plevna, lăsa-ne Plevna nouă și mergeți voi la Rahova. De ce? Pentru că așa e rotativa. Hai să ne mai batem și noi cu turcii ăștia de aici, numai cu voi. Că poate e un avantaj mai mare pentru noi. Sau pentru... Când te duci la doctor și tratamentul merge bine, medicul îi spune pacientului: dă înainte, pentru că l-am nimerit tratamentul. România e în convalescență. Acest guvern, acest mariaj a început fără logodnă, tocmai pentru că murea țara. Așa exact. N-au transmis. Și știm, de-aia s-au pus împreună stânga cu dreapta într-o coaliție antinatură, ca să folosim tot un termen aproape medical. Exact. Ei stau împreună să trateze țara. Dacă România este în convalescență acum, ne spune ei, pe drumul cel bun, haideți să nu-i schimbăm tratamentul pe care abia l-am nimerit. Dar și atenție, atunci... percepția electoratului nu este nici pe departe cea pe care o au și cei care guvernează. Și cred că și supraapreciem puțin exact. Și tu pe Paul Stănescu, pentru că nu cred că a gândit-o așa, hai că merge bine. Nu, eu doar făceam referire la declarația. Eu mi-asum ce spun. Este foarte posibil ca domnul Paul Stănescu să înțeleagă că anumiți PSD-iști își doresc să rămână pe funcțiile lor la ministere și atunci aceasta este traducerea. Domnul Paul Stănescu, probabil, cu tot respect o spun, probabil că a și pus ochii pe ceva ce trebuie să rămână în continuare la PSD. Bine, dacă domnul Stănescu, acum doar ca să glumim, ducea raționamentul până la capăt, dacă lucrurile merg bine, atunci de ce mai schimbăm premierul? Exact. Este foarte posibil să meargă pe Marcel Ciolacu să nu-și dorească, zic, asta da? Nu cred eu că e posibil. Stai puțin, ca să înțelegi ce am vrut să spun. Și să vină cineva, președintele, eu știu, cineva, cine o fi el,
și să spună, uite, nu facem această rocadă și da, să se iasă cu un mesaj de genul, lucrurile funcționează, noi ne-am înțeles foarte bine, am avut un an extraordinar, uite, am făcut lucruri pentru români, uite, da? Și atunci să meargă pe raționamentul ăsta, dar nu e așa. Dar în momentul ăsta, dacă e să ne... Pentru că pentru oamenii de acasă e interesant să afle lucrurile astea și sunt convinsă că și tu, Cristian, și tu, Sarmiza, iar tu, pentru că urmărești tot timpul foarte îndeaproape tot ce se întâmplă și în politica internă și internațională, știți cu siguranță și înțelegeți, dincolo de mesajele și de declarațiile pe care le dau politicienii, oamenii ăștia, de fapt, ei, acum, discuțiile despre ce sunt, adică ei discută acum despre, nu știu, ce componență va avea viitorul guvern, pentru că în față nu o să ne spună că își doresc ministerul cu tare, sau cel puțin nu deocamdată. Dar, iată, Marcel Ciolacu ne-a dat astăzi o informație că nu vor fi mai puține ministere decât, mai multe ministere decât sunt acum. Nu a zis dacă vor fi mai puține sau nu, adică dacă va fi o reorganizare la nivel de ministere. Ei deja discută concret acum despre lucrurile astea și noi primim numai niște firmituri la declarațiile astea oficiale? Repet, părerea mea este că în momentul de față sunt niște mesaje publice și nu s-a ajuns la o discuție. Bun, că niște membri sau în culise cineva vorbește, dar discuție oficială nu cred că este. Ar fi sincer și stupid să discuți în ianuarie și acum 4 luni de zile numai asta să faci. Adică aici nu vorbim de toată România de a schimba 10.000 de funcții, vorbim de... Nu știu, câteva ministere, nici toate măcar, 4-5 ministere, respectiv câteva autorități AEP, ANRE, care trebuie completate în conducere. Pentru ce să discuți 4 luni de zile? Astea nu se mai, pentru că știu că de regulă în anii trecuți, în momentul în care se făceau schimbări la nivel de guvern, venea ca un tăvăluc și la nivel de județ. Lucrurile astea nu se mai întâmplă acum? Nu cred, nici nu știu dacă au terminat de pus în județe de ce au început acum un an, pentru că acolo, într-adevăr, sunt foarte multe funcții și acolo, într-adevăr, sunt negocieri în plan local, nu știu exact care e cheia, cum s-au organizat ei să împartă, dar nu știu dacă le-au terminat pe alea, deci ar fi cam... Din nou, a stupit să se apuce să le rediscute pe toate. Cred că asta e și ideea. Și abia atunci ar fi tensiune în coaliție. Da. Și atunci am simțit eu toți. Mai ales că după aia, următorul an, domnul Ciolacu sau cine vine la premier are de organizat și alegeri, care nu sunt deloc ușor de făcut în România. Adică e o tensiune. Trebuie să și guvernezi, să faci și campanie. Asta era ideea. Deci dacă e să ne uităm la ce spune Cristian, lucrurile ar sta cam așa, ei chiar se ocupă de guvernare în momentul ăsta, dar printre picături discută și despre ce o să se întâmple la rocadă. Întrebarea ta, Maria, da, Sperianu. Guvernarea merge din inerție, să fim serios. Perioadele, unele dintre perioadele cele mai faste ale educației în România au fost atunci când nu au avut ministru. Cele mai faste? Cele mai faste. Unitățile de învățământ, inspectoratele școlare, elevii, părinții, profesorii s-au descurcat. Iar acum eu o să parafrazez ce spunea Sarmiza mai devreme. Ce afirmație e asta, Sorin? Adică, într-un astfel, adică de mariaj... Putem funcționa fără acești oameni sau cum? Fără acești oameni, categoric, da. Evident. Fără miniștri competenți, categoric, nu. Dar nu despre asta spuneam un pic mai devreme, că actul de guvernare, până acum cel puțin mie, nu mi-au lăsat senzația că este despre și pentru români. Pentru că, vedeți dumneavoastră, într-un astfel de mariaj sunt foarte importante tensiunile între parteneri și în interiorul aceluiași partid. Și sunt convins că atât domnul Ciucă, cât și domnul Ciolacu vor veni la negocierea aceasta de la masa rotundă, după ce își vor fi mulțumit organizațiile teritoriale. E un act sinucigaș, ar fi un act sinucigaș să pui rotativa în mișcare cu organizații importante care sunt nemulțumite. Pentru organizațiile importante, da, schimbă chiar președintele partidului. Ce înseamnă asta? Și vor plăti cu funcția. Ce înseamnă asta să mulțumești organizațiile? Ce vorbeam eu mai devreme. Păi dacă domnul sau doamna a pus ochiul pe funcție, aia trebuie să rămână asta la spuneam. Noi. Despre negocierile astea, despre cine este dispus sau competent, da, să ia un anume minister. Omul acela vine dintr-o organizație. Organizația respectivă are sau nu are rezultatele potrivite ca un reprezentant din organizația respectivă să meargă să preia nu știu ce minister. Așa funcționează partidele. Deci despre acest gen de negociere în interior vorbeam eu mai devreme și uite, a completat foarte bine Sorin. Doar o chestie cu negocierile. Eu aș urmări în următoarele luni altceva.
dacă în acest rotativ, așa cum propune PSD, se va amesteca o discuție despre alegerile din 2024, despre alianțe și așa mai departe. Abia atunci mi se pare că lucrurile devin tulburi și se complică. Pentru că, sincer, doar să împarți câteva ministere, chiar dacă sunt acelor goli, chiar dacă cineva a pus ochii, nu este, aia nu este o problemă pentru că niște partide mari să-și împartă două. Doar dacă vor cu adevărat să rupă, dar nu vor. Că n-au cum, n-au cum să facă alte alianțe în Parlament, n-au cum să arunce din nou țara în instabilitate. Nu o să facă. Dar chestiunea importantă este următoarea, pentru că PSD a început să dea semnalele astea. Dacă se va amesteca în aceste negocieri sau aceste discuții și o discuție despre ce se întâmplă în 2024, respectiv alianțe, cum mergem în alegeri, ce fel de raport avem noi ca cele mai mari două partide, 80% dintre primari, ce facem? E, atunci abia lucrurile se complică și atunci chiar cred că e un potențial mai mare de să zic, conflict între ele. Dar deocamdată sunt doar mesaje dinspre PSD, nu au primit. Ca să te gândești ce faci în 2024, nu e important să vezi ce se întâmplă în 2023, pentru că s-a vorbit foarte mult și despre faptul că cei care vor prelua guvernarea vor deconta cumva, pentru că în momentul în care ești la guvernare te erodezi. Ce să vezi, nu? Pentru că na, așa se întâmplă de obicei. În această cheie spuneam că sunt importante ministerele de care trebuie să scapi până la alegeri. Atunci vor fi cei care știu și care fac politică atât în PSD cât și în PNL, știu lucrul acesta. Și bătălia nu va fi doar pe ceea ce luăm, ci pe ceea ce vă dăm vouă. Și descurcați-vă voi. De aceea alege un partid odată, un partid celălalt. Nu e, din nou, asta ar însemna ca PSD să cedeze Ministerul Muncii, unde e problema pensiilor și unde au anunțat deja că nu vor fi creșteri de pensii, ceea ce nu cred că PSD va face, nu cred că nu va ceda Ministerul Muncii. Nu sunt atât de sigur. Un mesaj cu 3 luni de zile înainte, cu 5 luni de zile înainte, că cere mărirea pensiilor și uite cine se opune la mărirea pensiilor, scoate la rând-colona electoratul la... Da, și putem să comentăm noi aici cât se poate de corect și de obiectiv, că mesajul de acasă e unul simplu și sigur. Ar fi clar, că vreau să încercăm o concluzie pe subiectul ăsta, e clar de ce teme s-ar folosi PSD-ul după ce va fi intrat la guvernare și PNL-ul în continuare pe ce fel de retorică va merge? Pentru că am văzut că în ultimele luni au fost situații în care PSD-ul a jucat cumva ca și cum a fost în opoziție, cel puțin în privința anumitor miniștri și activității acestora, pomeneam ceva mai devreme, cel puțin două exemple. Din punctul meu de vedere, mesajele se vor canaliza în jurul sondajelor. Dacă vreunul dintre cele două partide se va umfla în pene cu sondajele pe care le are și vor avea încredere în realitatea acelor sondaje, atunci vom avea rupturi mai devreme decât 2024. Uh-huh. Dacă va persista echilibrul de până acum, nu este exclus să avem o astfel de alianță și în alegerile locale și chiar cel puțin în alegerile locale. Și să vedem candidații ai unuia dintre partide susținuți și de celălalt partid. Pentru că așa cum e acum, nu le este rău. Amândouă partide sunt la guvernare, au fiecare jumătate din țară, fiecare jumătate din fonduri la dispoziție, în administrare, bineînțeles. Și atunci, mai rău poate să fie. Dar în condițiile în care vreunul dintre partide va mirosi că e loc de mai bine, atunci putem asista și la rupturi din acestea ale mariajului. Eu nu cred, pentru că cele două partide vor rămâne primele două partide. Da? Deci, cred că bătălia este pe procente, pur și simplu, dar nu pe locuri. Adică e vorba de câți parlamentari o să ai, câte ministere și așa mai departe. Dar eu nu cred că există vreun dubiu. În astăzi, nu știu mâine, da? Mâine fiind la anul. Nu, eu mă gândesc dacă se poate schimba chiar și din punct de vedere al procentelor, pentru că făceai referire la sondaje ceva mai devreme. Adică dacă lucrurile... Da, procentele se pot schimba. Asta zic. Adică, absolut. Adică dacă se pot schimba... Se poate duce în 50%? Nu, eu spun că cele două partide vor rămâne primele două partide, asta spun. Fără doar doar că bătălia este pe procente. Asta zic. Nu, mă îndoiesc. Pentru că atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, are masă de manevră. Adică degeaba, să zicem, prin absurd că PSD-ul va ieși de la guvernare, poate să dea oricât în PNL în momentul ăsta. Nu știu dacă va funcționa așa. Și mai e o chestie, dacă mă întreb pe mine personal... Și o chestiune, mă rog, nu știu, n-am mai auzit-o, dar o cred, la cum am văzut eu coaliția,
Eu cred că Partidul Social Democrat a intrat la această guvernare, în această guvernare, în această coaliție, cu acordul lui Klaus Iohannis, fără doar și poate, și pentru a salva Partidul Național Liberal. Cred asta. Cred pentru că Partidul Național Liberal a fost cu un USR cu care se bătea la baionetă, înțelegi, se băteau cot la cot, își luau gâtul unii altora și a venit un Partid Social Democrat care și-a cam impus măsurile. E un lucru pe care îl spun și care se vede. Adică Partidul Național Liberal mai puțin cu măsurile în perioada asta, dar dacă au fost tensiuni, au fost pentru că uneori Partidul Național Liberal nu a fost de acord cu Partidul Social Democrat, dar iată, Partidul Social Democrat a câștigat cumva. Cred că am văzut și socialdemocrați care au spus că inclusiv președintele Klaus Iohannis începe să gândească ca un socialdemocrat. Cred că domnul Budăi la un moment dat a spus. Păi foarte bine a spus, adică... da. Uite, spuneai la un moment dat de nemulțumirile Partidului Social Democrat vis-a-vis de PNL. Păi da, cele mai multe nemulțumiri. Și nu, hai să nu spun cele mai multe, la unison nemulțumirile sunt pentru Virgil Popescu. Acum, nu toată opinia publică și toți oamenii au o problemă cu Virgil Popescu. Nu poate PSD-ul să vină și să spună, nu, Virgil Popescu este bun. Dar, în același timp, nu n-au votat la moțiune ca să-l dea jos. Deci, hai să ne înțelegem cu mesajele publice, cam așa stau lucrurile. Cristian Andrei, anul ăsta, cum va fi? Eu cred că ne uităm foarte mult la PSD și PNL și uităm ce este în afară, în afara celor două partide. Acolo este un câmp uriaș neexplorat, exploatat și de acolo pot să apară foarte multe lucruri, mai ales că treptat lumea va începe să se uite la alegeri pe a doua, ce spuneam, pe a doua parte a anului și o să deschidă ochii și o să înceapă să se intereseze, o să înceapă să caute un candidat la prezidențiale măcar, ceva diferit. Ei, și atunci nu va mai fi doar o discuție despre PSD și PNL. Și abia atunci va fi interesant dacă scorurile se modifică, dacă cele două partide reușesc să ocupe totuși acest spațiu singure, mă rog, împreună cu USR Aur, sau dacă vor veni, sau se vor întâmpla lucruri diferite. Pentru că inclusiv un candidat care poate să apară meteoric în timpul lui 2024, chiar și fără partid, poate să dea, să busculeze toate cifrele astea, să pună, să reașeze tabla de joc, pur și simplu. E, și de asta spun că mie mi se pare într-un fel că PSD și PNL fac așa în general o greșeală, concentrându-se doar unul cu celălalt, crezând că în felul ăsta nu o să se mai discute despre ceilalți. Cred că asta e posibil o vreme, dar nu până la alegeri. Apropo de ce se va întâmpla în decursul acestui an. Pentru că, repet, discutăm foarte mult numai despre cum PSD și PNL au această conversație, ceea ce e normal, sunt la putere, dar vorbim și ne uităm foarte mult ne uităm foarte puțin în afara lor. Da, simt nu o să schimbe, adică nu cred că o să vină Aur sau USR să fie pe locul 1 sau 2, pe locurile 1 sau 2, nu cred chestia asta și mai cred că tu ai dreptate pentru că poate apărea într-adevăr un candidat la președinția României care să schimbe cumva, dar un candidat care să nu fie asumat de un partid, iartă-mă, n-are cum să ajungă nici măcar pe locul 3. Asta e părerea mea și știu de ce. Știu de ce spun asta, adică am un argument serios. Nu îi apără nimeni voturile în secțiile de vot. Da, cred că de aceea, din momentul acesta am intrat, iată, în 2023, sunt foarte importante la toate sondajele pe care le urmărim și pe care le vom primi de acum înainte, și prezența la vot. Pentru că în 2024, cu cât prezența va fi mai scăzută, cu atât șansele ca unul dintre aceste două partide, și ne referim în primul rând la Partidul Social Democrat, că este în pole position pentru un procent care începe cu 4 sau chiar cu 5 în față, cu atât șansele pentru a prinde acel 50% vor fi mai mari dacă procentul va fi de prezență la vot va fi dezastros. Dacă vom reuși, dacă pe scena politică se va vorbi și de alte partide decât de cele două, cu siguranță românii vor ieși mult mai mult la vot. Dar cred că în momentul de față, o prezență scăzută la vot este foarte benefică pentru cele două partide, inclusiv pentru UDMR. Evident, și dacă ne uităm și la ce face opoziția și la cum își încearcă să-și mobilizeze electoratul, lucrurile sunt foarte clare. Rămânem în zona asta a alegerilor, dar ne mutăm în Austria, pentru că au fost acolo alegeri regionale. Dar nu la schi. Evident, nu la schi. Ne interesează și știm prea bine de ce, din cauza poziției Austriei față de aderarea noastră la spațiul Schengen. Vedem declarația ministrului nostru de externe, Bogdan Aurescu, de astăzi și apoi, evident, declarația cancelarului Austriei.
Omologul meu olandez, la fel ca și omologul meu francez, sunt extrem de hotărât să facă demersuri active pentru a susține aderarea României. Declarația domnului ministru Hoekstra a fost absolut clară, foarte clară din acest punct de vedere. Prin urmare, nu se poate pune problema în acest moment să credem că Olanda are o altă poziție decât aceea de susținere pentru aderarea României. Acum trebuie spus că vedem rezultatele alegerilor din Austria. Sigur, ca ministru de externe este necutumiar să comentez asupra rezultatelor unor alegeri interne dintr-un alt stat, dar aceste rezultate sunt foarte clare. Cred că se poate trage ușor concluzia cu privire la impactul sau absența impactului folosirii temei Schengen în Austria, în această campanie sau în acest context electoral. De aici înainte, cred că cel mai important este să continuăm și să dezvoltăm dialogul pe care l-am început deja, un dialog constructiv pe care l-am declanșat cu Austria. Cred că este foarte important să continuăm toate demersurile pe care le-am început deja și reamintesc aici demersurile făcute la nivel de președinte, discuția pe care a avut-o cu președintele Austriei, retrimiterea ambasadorului nostru la Viena, care a fost iarăși un gest de deschidere, care a fost apreciat de partea austriacă. Și vedem acum și partea austriacă, vă spuneam și ceva mai devreme, cancelarul Austriei după înfrângerea suferită în fieful formațiunii. Do you have a perspective on when Romania could become a Schengen member? Do you have a timeline, sir? Well, first of all, we have to face that we have a really strong and straight security problem, not only for Austria, but for whole Europe. We have more than 75,000 not registered refugees in Austria. We are not a border country, so that was the reason why we had to decide in this way. Now we have good talks. We have a meeting in the EU Council in February. Afterwards, I think we should need, necessary to also have talks with Romania, for example. That's the reason why I visited Bulgaria. And afterwards, we will see what the roadmap can be, but will not you now. Visit also Romania, thank you sir? Very much. Will you visit Romania? Sorry. If I'm invited. Dacă voi fi invitat, nu? Dacă voi fi invitat, e adevărat, pentru că tot am discutat apropo de aderarea noastră la spațiul Schengen și de eșecul din punctul unora de vedere, succesul din partea, nu știu, purtătorului de cuvânt al PNL-ului Ionuț Troie, care a vorbit despre faptul că doar un singur stat nu a fost de acord, deci practic putem să vorbim de un succes. Am învățat ceva din eșecul ăsta până la urmă. Ne-am uitat și am văzut ce s-a întâmplat cu un politician care s-a folosit la un moment dat de o astfel de temă. A pierdut alegerile. L-am văzut și pe ministrul nostru de externe, Bogdan Aurescu. Ne vorbește în continuare în același limbaj, apropo de limbajul pe care îl folosesc politicienii. Ce înțelegem? Că lucrurile vor funcționa altfel de acum încolo sau ce înțelegem? Că vom discuta pe orice canal, la orice nivel de acum încolo și vom încerca să-i convingem? Hai să luăm pe rând, voi fi scurtă. Eu nu aș pune problema așa, că au pierdut alegerile, habar n-am. Deocamdată au destule voturi de la austrieci. Nu știu dacă, adică dacă nu ar fi avut acest... De... Noi am tot spus că așa au luat ei acest mesaj, că au alegeri și probabil că vor să câștige și iată au pierdut. Habar n-am dacă și-au luat acest mesaj cu migrația, deși era al Partidului Liberal din Austria acest mesaj și ei sunt mult mai duri și mai fermi în propagarea acestui mesaj. Mm-hmm. Da? Era al lor și atunci este foarte posibil ca Partidul Cancelarului să... nu fi fost suficient de credibil, da? El a făcut un pas în, mă rog, împotriva noastră. Și, da, nu-mi dau seama dacă nu cumva asta i-a ținut la suprafață sau dacă asta i-a scăzut 10%. Noi nu avem de unde să știm acest lucru. Nu știm cum gândesc austriecii. Până una alta, ei sunt prezenți acolo. Stai să vedem ce o să fie. Nici n-aș spune că... Dacă ei au pierdut, și repet, eu nu sunt de acord cu acest termen, că nu știu dacă au pierdut sau nu au pierdut, nu aș rămâne așa în zona asta. Eu cred în continuare că autoritățile noastre, oamenii noștri de stat, trebuie să-și facă treaba. Cred că mai au de bifat niște lucruri, chiar dacă noi tot timpul spunem că ele au fost bifate. Iar vis-a-vis de această declarație cu da, dacă sunt invitat, voi veni, până la urmă e corect. Mă invită cineva, vin. Nu mă invită, nu vin. Sigur că n-a fost drept ce s-a întâmplat.
Dar pe de altă parte, hai să nu cedăm, hai să încercăm să mai facem niște pași. Acum, dacă mă întreb pe mine, eu cred că președintele este cel care trebuie să mai facă niște pași. A avut ministrul Bode departe de a-i lua lui apărarea și știi foarte bine că am mai discutat despre el și știi foarte bine că nu sunt vreun fan al ministrului Bode. Însă pe zona de vamă, pe zona de tot ce ține, da, de graniță, lucrurile au fost cumva rezolvate. Chestiunea cu migrația n-a funcționat. Deci e greu de spus. Eu cred că acum mingea este la Aurescu și la Iohannis. Cristian Andrei. Privind așa retrospectiv și în viitor, putem să spunem că am învățat cum se desfășoară lucrurile în politică în Europa. Pentru că aici fiecare țară are nu interes, are și interesele, clar, acolo ne putem discuta o oră minim despre ce interese are Austria și așa mai departe, dar are politica ei internă, are un public, are o evoluție, au avut un atentat urât în Viena acum câțiva ani, s-au supărat în momentul în care Germania a oprit migrația și toți se opresc la ei în țară și ei, războaiele acestea, atenție, războaiele astea în Europa nu le poartă neapărat cu noi, ei folosesc România ca să împungă un pic către Bruxelles și către Germania și ceilalți care nu fac ceva. Aflăm că 2022 a fost cel mai dramatic din punct de vedere al imigrației după 2015, cred. Deci sunt lucruri la care noi nu suntem cuplați, noi nu discutăm, noi ne uităm așa la televizor, mai vedem niște bărci cu niște imigranți care vin, dar noi nu am conștientizat până acum că oamenii au problema și unii politicieni, chiar așa cum e și la noi, o folosesc fără niciun fel de... folosesc aceste teme, nu mai contează ce zice Frontex, nu mai... ei folosesc tema aia pentru că le dă bine și la intern, în politica lor, în adică alege, ei știu cum să folosească lucrurile astea în politica internă și apoi în politica externă. Ideea era că și ei au, cum să spun, o opinie publică și niște lucruri la care trebuie să răspundă. Uh-huh. Ceea ce trebuie să facă, evident, diplomația românească în general, și nu e vorba doar de Austria, este și cu Olanda o problemă care trebuie discutată legată de Bulgaria și așa mai departe, trebuie să țină cont de lucrurile astea, dar lucrurile astea se întâmplă în timp, adică nu faci așa din degete și gata, te duci la o negociere și s-au întâmplat. Astea n-ai cum să le mitighezi așa de pe o zi pe alta. Sorin Dragnea. Scrie prin cartea de istorie că ceea ce au reușit armatele române în trecut și la războiul de independență și la războiul de întregire a neamului, ulterior au venit diplomații și au consfințit ceea ce se întâmplase pe câmpurile de luptă. Acum, bineînțeles că n-am mai avut un război. Dar România a încercat să facă unele chestii, nu știu dacă le-a terminat pe toate, nu știu dacă și-a îndeplinit toate sarcinile, dar e rolul diplomaților. Austria, din punctul meu de vedere, pentru poporul austriac, joacă exact cum trebuie să joace. Atrage atenția asupra unor probleme pentru care austriecii suferă, au de suferit. Sau cel puțin așa ne transmit nouă în toată Europa, așa cum spuneai foarte bine, că sunt niște probleme cu care ei s-au pricopsit pentru că alte state au schimbat politicile. Și repede, nici nu trebuie să fie reală. Ei folosesc exact, chestia asta. Exact. O folosesc împotriva altora pentru ei, dar le categoric folosesc. O joacă foarte bine. Noi ne facem bine, diplomaticește vorbind, ne facem bine lecțiile în această perioadă. Adică faptul că Austria ne-a arătat cu... deci eu nu cred că austriecii și-au lăsat problemele lor interne, au venit să survoleze România, Bulgaria și granițele din această zonă, să spună nu e sigur, hai la coadă. Și olandezii la fel. E clar că o să urmărim îndeaproape să vedem cât de bine își face treaba diplomația. Trebuie să batem la poartă, să dialogăm. Diplomația noastră și poate și invităm din România. Evident, evident. Dacă sunt deschiși, bineînțeles, și acceptă invitațiile. Din păcate am ajuns la final. Sarmiz Androni, Cristian Andrei, Sorin Dragnea, mulțumesc foarte mult pentru că ați fost în această seară alături de mine. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor. Mădălin Ionescu vă așteaptă de la fix. Rămâneți așadar alături de noi.